Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiența. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Am achiziționat un cuptor cu microunde de la fier vechi. Se cheamă Tim Caloric. Așa. Asta pare a fi mai... O venit fără cablu de racordare la rețeaua de curent. Așa că o să începem să îl desfacem, să vedem ce are înăuntru. Da. Șurubelnița electrică nu merge. Așa că îi dăm cu manualul. Așa. Unde le punem? Punem acolo. Deci o latură e gata. Așa. În descriere o să pun ce fel de șurubelniță am folosit. PH, PZ, pe... Că atâtea invenții au făcut ăștia, că nu mai știi. Am niciodată nu ne nimerez din prima. Fac asta dintr-un hobby mai vechi care a stat latent de peste 30 de ani. Da, acum la căsuța de la țară pot să mă joc. Ok, deci am scos capacul. Ia să vedem ce are înăuntru. Aici e curentul. Da, care văd că e rupt. E tăiat, mai bine zis. Așa, aici avem, cred că, un senzor. Așa. Ăsta e... tunul cu microunde. Aici, cred că, tot un fel de senzor. Ia să vedem. Pe mine ce mă interesează? Avem un ventilator aici. Avem aici tunul. Bă, m-ar interesa să văd dacă chiar merge. Drept pentru care am să... Am să-i tai asta. Ia. Așa, nu-l tai. Mai bine îl smulgi. Interesant asta, așa, o protecție la cabluri. Da. Așa, aici avem masa. Și aici plus și minus. Da. Acum trebuie să căutăm un cablu, să-l alimentăm și să vedem ce putem să-i facem.
Da, să căutăm cablu. Pentru a dezizola firele încercăm o... Unde asta? Cât? 1,5, 1. Cred că e pe aici, pe la 1,5. Da. Deci ia să vedem. Deci avem 4 aici. E, nu e 4, cred că e. Da, minunat. N-am mai făcut de mulți ani chestia asta. Cleștișorul meu minunat. Așa, ce mai avem aici? L-am dezizolat pe ăsta. Care nici nu cred că trebuia dezizolat. Deci cât am zis că e 2,5, hai să băgăm la cablul de 2,5. Dacă stai 4 alături. Așa, merge cu 2,5. Da. E. Ia să vedem, deci tot 2,5. Așa, menunat. L-am tratat bine cu ulei. Așa. Acum să legăm la un fir care să-l putem băga în priză. He, da. Ok, am racordat un cablu. Nu o mai izolez. Sper să nu se atingă foarte tare. Și dacă se atinge, ce se poate întâmpla? Eu zic că nu se întâmplă nimic. Dar. Cutia trebuie dată invers. Așa. Nu încercați așa ceva acasă. Poate fi periculos. Dacă încercați, nu uitați să folosiți un, deci aici nu se ating, firele sunt ok, nu uitați să folosiți un buton în caz de ceva. Aici dăm drumul, da? I-am dat drumul, nu se întâmplă nimic, îl închidem. Acum deschidem. Aș vrea să nu pun mâna pe el. Aici am o jucărie din asta. Asta. Așa, perfect. Ia să vedem ce se întâmplă dacă pornește.
A, nu, trebuie să uităm și drumul, stai așa. Deci, trebuie să-l șură acolo. Bă, da. Da, deci, mai încercăm o dată. Hai să mai încercăm o dată. Da, deci, ceva nu-i cușăr. Ceva se întâmplă. Nu știu ce, dar se întâmplă, așa că ăsta va merge la dezmembrat. Și totuși ce se întâmplă? Da, nu-s curios. Practic eu l-am achiziționat în vederea obținerii unor componente, cum ar fi transformatorul. Deci, restul nu mă interesează. Ia să vedem dacă pornește și acum. Ei, deci acum nu pornește, îl dăm la minim aici. Ia. Da, nu știu ce se întâmplă. Ceva e dubios. Ar fi interesant să îi punem totuși ceva, și o cană de apă. Ia să vedem ce arde pe aici, pe la spate, dar să scoatem de sub tensiune. Așa, ia să vedem și se întâmplă aici. Ceva e dubios. Ceva arde, ceva e a foc. Ce se întâmplă, doctore? Nu știu ce se întâmplă, dar am văzut, dacă îl deschidem, dacă îl deschidem aici la tunul în microunde, se întâmplă ceva. Cineva au pus